Până la data de 26 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.587.880 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19, dintre care 7.479 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.345.324 de pacienți au fost declarați vindecați. Media, la nivel național, a coeficient Cazul de infectare cumulată la 14 zile este 10,02. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 275 de urmat de Timiș, Cluj, Ilfov, Iași, Constanța, Brașov și Prahova. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 1649 de cazuri, urmat de Bihor cu 632, Iași 599, Cluj 576, iar în Timiș au fost înregistrate 512 cazuri. La celălalt pol, cele mai puține cazuri au fost înregistrate în Satu Mare, 92 de cazuri, iar în Bistrița-Năsăud și Covasna 102 cazuri. Până astăzi, 45.503 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, în intervalul 25-26 octombrie până la ora 10. Au fost raportate de către INSP 523 decese, 263 femei și 260 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre cele 523 decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani. 3 decese la categoria de vârstă 30-39 de ani. 14 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 37 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 124 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 192 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 152 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. 481 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 13 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 29 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Au fost raportate 12 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Arad, Bacău și Suceava în luna septembrie 2021. Din totalul de 523 pacienți decedați, 469 erau nevaccinați și 54 vaccinați. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 16.765 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 COVID-19, dintre care 204 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate în urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 1557 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 20.637. Dintre acestea, 1.867 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 479 sunt minori, 436 fiind internați în secții și 43 la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.197.305 teste real-time PCR și 4.249 1026 de, de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25350 de, de teste real-time PCR și 53356 de, de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 21,3%. Pe teritoriul României, 149377 de, de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu iar 19.917 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 56.797 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 95 de persoane. În intervalul 14-21 octombrie 2021, au fost raportate 409.415 cazuri în Uniunea Europeană și în spațiul economic european. Cele mai multe cazuri au fost fost înregistrată în Franța, Italia, Spania și Germania.